Bună ziua, sunt Doru Poloșan, director general al firmei Dar Food Solutions SRL din Brașov, firmă care a realizat primul proiect, spunem noi, foarte inovativ de locuit. Practic este un nou concept de a face case, și anume Casa 4.0. Casa 4.0 are, după cum vedeți noastră, o istorie a locuirii. Am prezentat noi prima oară, oamenii au locuit în colibe sau în peșteri, ulterior s-au mutat în case. În etapa a treia, Casa 3.0 este etapa în care au apărut blocurile de locuințe colective, iar casa noastră este etapa a patra, și anume este o casă care se construiește în sistem industrial de către o firmă care are toate certificările de calitate ISO, așa, cu măsură de milimetri, se construiește în hală, pe orice fel de anotimp, nu contează că e frig sau cald afară, soare sau whatever, în mod constant, după, cum spuneam, rigorile unei construcții în stil industrial. Iar beneficiarii acestei case fac cu noi o întâlnire preliminară în care se stabilesc lucrurile. Ulterior discută cu arhitecții noștri. Rezultă din această discuție un proiect de arhitectură. În baza proiectului de arhitectură fac o întâlnire cu designerii și va rezulta un alt proiect, și anume proiectul de amenajare interioară. Din momentul ăla, noi pornim la lucru, practic atunci știm exact ce avem de făcut, și în termen de 90 de zile, clientul nostru va avea o casă exact așa cum și-a dorit-o, cu suprafețele dorite, cu dotările pe care și le dorește, cu compartimentările pe care și le dorește, pusă pe terenul lui și cu adaptările la teren. Deci, cum spuneam, casa ideală pentru cineva. Gândiți-vă ce se întâmplă cu mașinile dacă dumneavoastră astăzi trebuie să vă construiți singur mașina pe care vă doriți. Cred că e aproape imposibil. Cam același lucru se întâmplă acum cu felul în care se fac casele tradiționale, clasice. Cineva care vrea să-și facă o casă, angajează o echipă, o firmă, nu contează așa, de specialiști, care poate să facă niște părți sau unii chiar fac totul. Dar în momentul în care pornesc la lucru, au doar idee cum ar trebui să arate finalul, dar nu știu exact cum va arăta. Așa se întâmplă și cum s-ar întâmpla cu mașinile. Ai putea să ai o idee cum ar arăta, dar nu știi exact cum va arăta. Ei, mașinile le fac unii de la A la Z, pe baza unor specificații pe care și le dorește clientul, da? La același lucru ne-am gândit și noi. Facem casa de la A la Z pe baza unor specificații și dorințe ale clientului. Ăsta este proiectul. Casa este o casă tehnologizată, cu tehnologie smart. Este o casă făcută după criteriile europene de construire în ZEB. Are consum redus de energie. Este o casă modulară în adevăratul sens al cuvântului, în sensul în care este construită în proporție de 95% la noi în hală, așa, după care modulele respective sunt transportate pe camioane la terenul beneficiarului. Acolo noi venim, le punem, le cuplăm, facem ce e de făcut ca să izolăm, termoizolăm, hidroizolăm, mă rog, toate cuplajele. Așa, după care punem parchetul și încălzirea și parchetul, așa. Și în 3-4 zile de când ne-am instalat pe terenul clientului, acesta se poate muta. Practic, clienții noștri au nevoie doar de lucrurile personale. În rest, noi livrăm absolut tot. Ăsta e conceptul pe care îl prezentăm. Suntem deja la a doua participare la tergul pe care dumneavoastră îl organizați. Începem să căpătăm un pic de experiență, ne-am păstrat același lucru, sperăm ca oamenii să înțeleagă că suntem aici, că suntem stabili. O să mai participăm la niște ediții până când acest concept va fi cunoscut de absolut toată lumea, în așa fel încât oamenii să poată, în cunoștință de cauză, să opteze pentru o variantă sau alta de a construi.
Noi vă mulțumim frumos pentru participare, vă așteptăm la edițiile următoare. Pare foarte interesant. Vă mulțumim mult de tot. Vă mulțumesc și eu. Toate cele bune.